Haideți să vă dau o informație pe care mi-o trimite colegul meu Vlad Roșca, apropo de Craiova FCSB, lui Mecva Bijvili, nu? Așa-l cheamă, Anzor. Mecva Bijvili, georgianul pe care Rotaru a plătit o gălăgie de bani, să sperăm că a investit bine. I-a venit cartea verde și poate juca duminică în Universitatea Craiova FCSB. În schimb, sunt șanse spre zero ca Vladimir Screciu să fie în loc și pe teren și în acest derby. Așa, așa, așa. Nu, Ivan era spre ok. Ivan era spre ok. Era spre ok. Asta nu... Eu cred că va fi în lot și Andrei Ivan, dar important e că georgianul are cartea verde, e valid. Apropo de ce spunea și Andrei Nicolescu cu Velkovski, care nu va fi mâine. Georgianul e mai mult mijlocaș central, din ce am înțeles. Da, e mai mult mijlocaș central. Atunci deci, georgianul nu. Crețu, cu Anzor? În locul lui Mateu, cred că joacă, da. Cred că în locul lui Mateu, Mateu fiind unul dintre oamenii care au cam fost arătați cu degetul în meciul. În FCSB, în fața liniei de patru, îți trebuie un punct fix care putea fi screcit. Ești bun antrenor la... Păi da, nu poți să joci cu doi mijlocași centrali opt ani. Nu știu cum e Anzor ăsta, dar tot mai spre sus. Să-l vedem, să-l vedem. Este spre opt. E 6 spre 8. Și Crețu e 8 spre 8 jumate în ultima vreme. Adică e mult pe... Da, atunci la ce povestești tu, o fi o șansă, deși nu cred, să fie Mateiu ca 6 fix ca și Georgianu. Deci da. Cu Georgianu și fără Screciu. Acestea sunt informațiile dinspre Craiova, înainte de Universitatea Craiova. Ei, mai sunt diveme pe acolo. Mai sunt. Astea erau niște semne de întrebare care s-au rezolvat. Nu știa dacă omul îi vine din cartea punct verde. De vedere legalității, egal, da. Exact. Că rest tactic sunt mai multe. Deci cred că Andrei Nicolescu spre Craiova bătea, nu spre Cluj. Cu ce? Și spre Cluj, că și acolo s-au făcut niște formalitățile okay. De... Și da. Spre Cluj, și spre CFR, și spre Universitatea Cluj. S-au făcut mai repede. Dacă suntem pregătiți... Și ce au mai adus. Argentinian, da, tot din da, Anselmo. L-am dat noi la Fanatic și pe Anselmo, 11 goluri sezonul trecut la Quilmes în divizia a doua din Argentina.